Bună seara și la mulți ani, doamnelor și domnilor! Invitații noștri de astăzi sunt domnul Nicolae Gherasim, fermier din raionul Telenești, și domnul Vasile Costiuc, unul dintre cei mai aprigi susținători ai agricultorilor, tot el președinte al Partidului Democrație Acasă. Bună seara, domnilor, și la mulți ani, și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. La mulți ani și bine v-am găsit! La mulți ani tuturor și ție, domnule Gonța! Și mulțumim pentru invitație, pentru că e unica platformă unde mai putem să ne exprimăm liber, așa că le dorim în un nou an mai multă libertate de exprimare și mai multă democrație în Republica of Moldova. Și vreau să vă mulțumesc pentru că de ce spun? Fermierul, o să-l prezentați dumneavoastră mai târziu. Cred că era de mult necesar să discutăm direct cu oamenii care produc ceva. Nici într-o televiziune în toată Republica asta nu a avut loc fermieri, producători cereali decât la N4, așa că fie o mică remarcă la început de an. Apropo, domnul Gherasim, domnul Vasile Costiuc, oaspete frecvent la noi cu mare drag, dumneavoastră prima dată și la alte televiziuni nu prea ți-a minte să vă fi văzut. Povestiți-ne pe scurt, ce, unde, de când și cu ce ocazie? Suntem producători de legume, satul Negureni, raionul Telenești. Până acum noi ați văzut că nu prea aveam acces la libera exprimare și nu prea aveam problemele atât de mari ca cum s-au creat la momentul actual. Inclusiv toți agricultorii practic s-au exprimat problemele și în cadrul meeting-ului care a avut loc recent în Piața Mare Internațională. Dumneavoastră, ce produceți? Legume. Așa. Haideți ca să fac eu o mică prezentare. Hai. Pentru că domnul colegul deja, pot să-mi spun, mi-a mai făcut un prieten, sunt oamenii care cresc legume și nu doar legume. O să reușim, cred că, în această emisiune să vorbim și despre sectorul zootehnic și o să-i răspundem domnului ministru al agriculturii încă, că el vorbește de producție cu valoare adăugată. Omul ăsta și zootehnie a făcut. Și să ne povestească pe parcurs ce înseamnă zootehnie. Probabil nu avea să fie cunoscut în spațiu public și avea să lucreze mai departe, dacă în statul nostru era tot aranjat, tot perfect aranjat, producătorul și are locul lui la raft, la magazin, la linie, la producția moldovenească este susținută, încurajată. Faptul că omul, ca și alți fermieri de la Telenești cu care am vorbit în Piața Mare Adunării Naționale, n-avea unde să-și vândă morcovul, care au rămas pe deal. Eu am făcut o incursiune la Telenești, întâi am fost peste deal la Nucăreni, la un alt fermier, și zic, dar poate e doar problema unui fermier, ca să nu generalizăm. Și el spune, nu, domn Vasile, uite, eu am aici 2 hectare, dar uite, te duc la Negureni, te duc în alt sate, aici am mai mult sate de pe lunca Răutului, care se confruntă cu aceeași problemă. Și atât așa l-am cunoscut pe Nelu, după care presa, inclusiv N4, care a fost unica televiziune care după interviurile și reportajele făcute cu acești domni fermieri și care au avut un impact colosal acum o lună de zile, pentru că societatea reacționează adecvat, ea înțelege ce înseamnă să nu ai și faci și producția ta și în același moment să aduci în producție de import. Și unica televiziune care a reacționat și a preluat din imaginile și din discursul domnului Nicolae, a fost N4. Au avut 1.200.000 de vizualizări. Asta înseamnă că o jumătate din populația Republicii Moldova a văzut problema fermierilor, crescătorilor de legume. Și de asta era corect ca societatea, prim-ministru și alții care se ocupă cu gestionarea statului să meargă a doua zi, a treia zi, peste o săptămână la Negureni, să grămădească toți fermierii și să vadă. Inclusiv Moldova 1, care e plătită din bani publici, se întrebe, băi, Costiuc e mișinos și vrea să denigreze imaginea guvernării sau totuși este o problemă? Și să-i grămădească pe toți fermierii. Așa era corect. Și atunci fermierii vreau să spună, domnule prim-ministru, avem o problemă. Ia uite, eu am 300 de tone și alalt are 200 de tone. Iată, așa de peste râpă are încă nu știu câte sute de tone. Eu am înțeles că acolo în câteva sate sunt peste 1000 de tone de morcov. Și iată, așa a apărut în spațiu public problema fermierilor crescătorilor de legume. Iată, astăzi cred că ar fi corect ca Nelu să-i explice. Pentru că am văzut în spațiu online fanii pasului, sunt foarte agresivi. Dar și l-au pus să crească, dacă n-are unde vinde. Măi, pe conceptul ăsta pe care îl promovează și conturi false în mare parte, că asta e războiul hibrid promovat de băieții de la guvernare. Înseamnă că nu trebuie să creștem nimic. Zootehnie nu ne trebuie că aducem, legume nu ne trebuie că aducem, fructe nu ne trebuie scoate în livada când aducem, dar nu știu ce fac. Și Vasile și Gheorghe și alții, ne ducem de aici. De asta eu vreau ca să înțeleagă oamenii, cei care urmează să-l asculte pe Nelu, să înțeleagă și nici de ce au venit în emisiune. Ca să nu spui... Iată, eu să vă întreb, domnilor, prin prisma celor care au alt păreri decât domniile voastre. Să admitem că în curtea blocului unde stau eu,
îmi deschid un magazinaș unde vând doar Pampers. Și pentru că trecerea vremii, tot mai puțin copilași sunt în curte, magazinul meu deja are pierderi, pentru că lumea nu cumpără Pampers, are nevoie de altceva. De ce eu, businessman care vând Pampers, nu pot cere ajutorul statului, dar domnul Nicolae Gherasim are dreptul să ceară ajutor la stat pentru că el nu-și poate vinde morcovul pe care l-a cultivat. Ce țin de ajutorul statului, noi am cerut doar un singur lucru de la stat. Moratoriu și ne dă un răgaz de a ne ispășești, de a căta ieșiri din situații, din toată criza de moment. Deși s-a format această criză, eu vă spun. În primul rând, pentru a face agricultură, mai ales pentru a crește legume, investiții enorm de mari. Fără credite sau un capital nebun de undeva, nu te apuci dânsul. Noi avem credite investiționale luate din 2018, 19, respectiv 20, pe perioadă mai lungă. Dobânzile au buhnit de la 7-8%, au buhnit la 20-25%. Asta e prima palmă care noi am primit-o. Eu statistica o cunosc exact. În 2019, eu când am produs primul meu volum de morcov frumos ca să mă mândresc de dânsul, prețul unui kilogram de morcov la etapa actuală era de 5 lei din câmp, direct din câmp. Adică să vinde producătorul, vinde direct din câmp cu 5 lei. La moment, noi nici cu 4,50 nu putem vinde acest morcov. Pe când ține costul, a crescut 3-4 ori la acest kilogram de morcov. Referim la un produs anume, adică ca să nu... Că, cu toate că el e generalizat și ține de legume, adică merge la pachet la orice tip de legume produs. A treia mare problemă la noi în țară este creșterea prețurilor. Nejustificate, absolut nejustificate, la pesticide, insecticide și îngrășăminte. Cu ochiul deschis, sunt publicații făcute. Eu am analizat bine și în România, și în Ucraina, și la noi și aici se întâmplă. La noi prețul e dublu față de ambele țări. Puteți să vă aducem exact noi vă aducem concrete exemple cu care le-am vorbit și cu exemple noi. Care eu m-am întâlnit cu dânsele strict, pe produs, pe magazin, pe adresă, pe cec și tot așa mai departe. Asta nu e că noi înflorim sau merge la noi. Dar nu, el poate să aducă un exemplu. A fost în Ucraina și acolo se oprește într-un magazin și spune cât costă este atâta. Și îl sună fratele de acasă și spune, dar la noi cât e pe invoice, că nu le mai ținem toate. Și îi spune prețul, dar păi jumătate. În Ucraina și la piesele de schimb, la pesticide, îngrășăminte, adică tot absolut ce e și legat de agricultură. Absolut nu se face nici o reglementare, nici un control, nimic. Și nici la prețuri. El a început să vorbească de prețuri. Noi avem hotărârea Comisiei Situației Excepționale a domnului prim-ministru, nu? Care spune că cartoful este un produs social. O spune Comisia Situației Excepționale, pentru că cu adevărat cartoful este un produs social. Pâinea săraților se numește. Nu poate să fie prețul oferit din magazine cu un adaos mai mare de 8%. O spune guvernul. Asta înseamnă că ai luat cu 5 lei sau 3 lei sau 2 lei cartoful de la producător, nu poți să-l vinzi cu mai mult de 8% adaos comercial. Și eu am spus-o în spațiu public și putem să le prezentăm invoice-uri, facturi. De la fermier cumpărat cu 6 lei cartoful și în magazin e 12 lei. Întrebarea mea pentru prim-ministru și pentru stat. Voi cum controlați executarea deciziilor voastre? Asta e un moment. Asta trebuie spus numai decât și e vorba de toate produsele, nu doar. Și al doilea moment, dumneavoastră s-a întrebat și ați făcut o alegorie că Pampers. Noi nu producem Pampers în primul rând. Și orice n-aș vinde dumneavoastră care nu se produce în Republica Moldova, eu n-am probleme cu dumneavoastră. N-am probleme. Dar dacă e vorba de producerea noastră, care trebuie să concureze cu producerea venită sau cu producția venită din Polonia, de exemplu, atunci este o problemă. Și știți de ce? Legea noastră spune, că dacă deschizi codul vamal, spune și legile spun clar, dacă noi aducem producție agroalimentară dintr-un stat UE, membru UE, el trebuie să fie taxat exact cât a fost subvenționat producția agricolă în UE. Pentru că acolo subvențiile sunt mult mai mari. Și eu, morcovul meu, nu poate fi concurent cu producția sau cu morcov sau cu ceapa din Polonia, de exemplu. Nu mă duc mai departe, din Polonia. Pentru că acolo statul eu poate să-l dă și cu un leu producția, de exemplu. Dar la noi, prețul de producere, cum spune Sinicos, prețul de producere e de 3, de 4 lei. Eu nu pot concura cu morcovul sau cu producția din Polonia. De asta există taxe. Arătați-mi, vă rog, să-mi arate guvernul prin intermediul VAMI cu cât este taxată producția conform calculurilor stabilite de guvernul nostru. Producția adusă din UE. Să-mi arate măcar unul din documente să spun, iată, în așa situație, noi putem concura. Și doi, oamenii ăștia n-au cerut bani de la guvern.
cel mai important, crescători de legume, noi niciunul nu a spus dați-ne bani. Nu a spus lucrul ăsta, domnul Gonța. Și în spațiu public vreau să fie foarte clar înțeles de societate. Oamenii ăștia au spus dați-ne voie să ne vindem producția la noi acasă. Asta era problema. Pentru că noi vorbim, dar lasă-și caute piața de desfacere. Unii s-o caut. Ne-a luat să spună, amuși, că o găsit. Nu-i problema aia asta. Dar în situația noastră, când noi trebuie să concurăm la noi acasă, iată, Chișinău are 700.000 de locuitori. Știți că și se alimentează Chișinău, vorbesc de producția agroalimentară. Știți că și e tot de import. Să vedeți statistica. Eu l-aș chema pe șeful VAMI să ne pună pe masă statistică. Cât morcov am adus? Pe 23. Concret. Cât cartofi? Eu știu pe 22 erau 43.000 de tone de cartofi. Noi nu producem cartofi la noi acasă? Eu asta vreau să întreb. Iată, Nelu și alți fermieri, care evident încă avem mult de lucru, de asociere, de crearea unei cooperative. Oamenii spun, dați-ne voie să concurăm la noi acasă, să livrăm marfă moldovenească pe piața din Chișinău, măcar din Chișinău, pentru că aici e piața. Pentru că uitați-vă, Nelu o să vă spun, el a stat la piața Angro și nu poți să vinzi nimic, pentru că acolo magazinele cele mici care vindeau la colț de stradă și cumpărau de la piața Revenco, au fost scoase toate. Au distrus tot ce înseamnă comerțul mic. Și a rămas un monopol, două mari, retail-ul, care nu are nevoie de producția lui Nelu. Și n-are când. Contract cu magazinele astea mari care le avem noi, nu puteți face personal. Dați vă explic cum lucrează chestia asta. Chiar vă... Eu direct, ca producător, să ajung la marketele mari, de exemplu, unde deja ar sta producția noastră pe vitrină, în mijloc mi-e nevoie încă de un mecanism. Un intermediar. Trebuie să fie un intermediar. De atâta că aici mai lucrează încă o chestie. Trebuie hale de păstrare conform necesității, trebuie mașini ca să împarți marfa asta la magazin. Deja aici e alt mecanism care se lucrează. Noi contra la distribuitori nu avem absolut deloc, din contra. Statul trebuie să intervină, să reglementeze prețurile cu care ei iau de la noi și care duc mai departe la magazin. Pe vremea pandemiei a fost implementat așa un proiect, să-l spun eu. Un mecanism, spunem. Distribuitorul n-avea voie, spui mai mult 20% adaus la produsul care îl duce în magazin. Și acolo era un număr de produse. Morcov, ceapă, varză și tot așa mai departe, care erau anumii și aici. Noi mergem vorba de produs autohton. Da. Și aici se produce la noi. Cum s-a terminat pandemia, chestia asta o scos-o. Și distribuitorii, deși n-au nevoie de marfa noastră, funcționează în felul următor. Îi fac multe importuri și alt produs care nu sunt la noi. Noi nu putem concura încă o dată cu țările vecine, cu ce se întâmplă la noi, cu bardacul, cu ce se întâmplă la noi în țară. Începând iarăși, de la Sinicostul, de cei mai mari probleme, începând la Sinicost, după aceea merge vorba de realizare. Noi dacă am putea concura cu țările din vecinătate, evident că importul nu s-ar face la morcuri, la ceapă, trebuie să le iei, noi producții bune avem. Ideea e că omul verifică. Eu, de exemplu, dacă minim a costat kilogramul cel de ceapă să-l fac 4 lei, nici că acum nu pot să-l dau mai ieftin. Uh-huh. Sau dai de la unul mai crești, gata. Păi da, te duci în minus. Automat te duci în minus și falimentezi. Aici spornești primul pas de falimentare. Asta noi vorbim de Sinicostul scos bani, mai vorbim de investițiile de-a lungul anilor făcute. Investițiile sunt absolut nebune. Omul are ofertă de la ucrainian un camion de ceapă cu 2 lei, ori cu 3 lei, de exemplu, spunem. El automat îl aduce și piața liberalizată. Nici mai stai în rând, oleac. Și ca așa merge roata. Aici tu singur ai spus. Unii noi ne întâlnim. Eu vreau cu spune, a venit o nene la mine și spune, eu cumpăr de la tine 2-3 camioane de morcov cu așa preț. Îl sună când era pregătit tot să încarci, o să nu mai așteaptă câteva zile că au venit altă producție la noi pe piața noastră. Eu am dat exemple, eu am și s-a terminat. Așteaptă Nelu când o să termine producția și e vinită. Nelu spune că nu poate concura. Noi nu putem concura cu guvernul nostru, Nelu. Guvernul nostru, prin intermediul achizițiilor publice, alimentează sau asigură câteva sute, dacă nu mii de școli, spitale, pușcării, unitățile militare, asigură cu producția agroalimentară, ceapă, cartofi, morcov. Și era ca să poată susține, nu financiar, eu încă o dată repet, nu financiar, să susțină fermierii. De ce nu creează o posibilitate ca fermierul să-și vândă prin intermediul guvernului, să facă achiziții direct școlile? Sunt câteva sute de școli în Chișinău. De ce să nu cumpere morcov direct de la producător și apă direct de la producător? Și asta, de exemplu, dacă era o hotărâre a CSE-ului, și pe mine mă deranjează standardele duble pe care le are prim-ministru și guvernarea PAS. Ei când au avut nevoie să scoată 4 miliarde să dăie pentru gazul rusesc, pentru Gazprom, au găsit când au avut de scos 300 sau 250 milioane sau 200 milioane pentru bulboaca să facă drum cum au vrut ei.
au făcut, când au făcut podul de la Leova, la Bumbăta, au dat sute de milioane fără să știe nimic, dacă nu-i vorba sună fermieri printr-o decizie ce se spune, noi nu avem competență, legea nu permite. Ba da, permite. Și știți? Ei spun că prețul nu-i bun. Ba da, prețul e foarte bun. Dacă astăzi voi deschideți oricare acte, pentru că sunt acte de contabilitate, la grădiniți, la școli, vedeți cu cât intră legumele în școală. Uitați-vă cu cât și de unde, proveniența lor. Și o să depistați că sunt producție mai scumpă, practic dublu decât a fermierilor și cineva câștigă pe intermediari. Dar nu vă spun eu cum funcționează asta. Dacă nu le place lui Andrei Spânu și la alții care controlează tot Republica asta noastră, eu dacă ești prieten cu Spânu și am văzut care sunt prieteni la vamă, care sunt băieți șmecheri, eu mă duc și spun, eu azi am nevoie să asigur școli cât am. Am 10.000 de tone de cartofi sau 10.000 de tone de morcov. Eu sunt prieten cu Spânul, mă duc și asigur școlile cu 11 lei. Îl iau cu 5 lei și îl dau cu 11 lei la școli, pe factură. Și el mai bun business e cu statul. Și ăștia se transferă bani. Dar morcov de unele? Dar ce să umblă să iau 200 de tone de la Nielu, 200 de tone de la cealalt? Eu am făcut contract cu cei din Polonia, ei mi-au făcut facturile, eu pot să adaug și prețul, profitul meu și să rămân în offshore. Și Andrei, știi foarte bine să lucrezi cu offshore. Și profitul nu vine la noi. Profitul rămâne undeva în offshore. Producția care vine în școli și grădințele noastre vine tot din afara țării? Tot vine din afara țării. Nu, majoritatea, dar o parte bună, da. O bună parte. Hai să nu generalizăm, dar o bună parte. Eu de ce spuneam? CSE-ul putea să ia la control lucrul ăsta și în două săptămâni, dacă aveam prim-ministru, nu... cum se numește, purtător de cuvânt a pasului, dar era prim-ministru țării, se ducea la Negureni, îi strânge pe toți, spune, stați o leacă, eu într-adevăr am o problemă ca și prim-ministru, pentru că ăsta, banii care prin buget, că-s banii noștri, la școli merg banii, alocațiile din buget, iar trebuie să vină înapoi la fermierul care produce ceva. Și fermierul ăsta are 20, 30, 50 de lucrători. Și așa să fie plătiți din el sau din Serghei sau de alții. Și circuitul ăsta a banilor rămâne în Republica Moldova. De aici se plătesc taxe, de aici se plătesc impozite, de aici se plătește. Dar ei au scos așa un flux mare de finanță, că e așa când stau deasupra pe scaunul cel mare, se uită cât ai, 20 miliarde, 200 de milioane, 100 de milioane. Dă să-i dăm aștia încolo, aștia încolo, dar n-au ei grijă de dânsi. Asta e problema. Era ușor. Decizia CSE, cumpărăm câte mii de tone aveți? Voi aveți 1000 de tone în 3 în 4, da. Gătițele, eu vă trimit camioanele, noi să asigurăm, de exemplu, școlile din Chișinău cu morcov de la Negurei. Era greu? Nu era greu. Domnule medic, problemele agricultorilor care au început, sau despre care s-a vorbit mult anul trecut, măcar ceva s-a soluționat? Treaba opinielă. Păi da, să urmărim raportul ministrului agriculturii. L-ați ascultat? De zile. Da, l-am ascultat. Și cum? Ce ești în beneficiu agricultorului, în gener, n-am auzit, măcar un punct. Despre ce a vorbit el atunci? Păi, una, două, în afară de 1,39 miliarde, sau care... Da, 1,39 miliarde. În afară de 1,39 miliarde, că s-o dat agricultorilor, altceva nimic. Dintre păi care... da, ei insistă pe faptul că niciodată în istoria Moldovei nu s-a dat atât de mulți bani precum a dat guvernarea actuală, 1,9 miliarde. Și mai departe. Eu aș explica, știți, Nelu poate să le spună... Dintre, aici este 1,39 miliarde, îmi pare că vreo 400 de milioane, din care sunt tot banii noștri. E accizul la motorină, încă o problemă mare, care nu ne se întoarce. E accizul la motorină, și care noi o folosim în prelucrarea terenului, dar nu a drumurilor. Dintre aici este 1,39 miliarde, de lei, vreo 400 milioane tot a noștri sunt. Și, în țările normal dezvoltate, accizul la motorină asta care agricultorul folosește, el la sfârșit de an se întoarce. Merge vorba iar tăvau cum nu se întoarce. Nu se întoarce tăvau care e deja de 2 ani de zile când n-au bani. Ei se folosesc gratis de banii noștri. Apropo de acciză, tot protestul din Germania e legat de acciza la motorină. De acciza la motorină. Tot protestul care a scos toată Germania în stradă, toate tractoarele, care au paralizat toată economia și toate drumurile, e legat de acciză. Și acolo nu sunt vinuiri. Hai, spuneți-ne că și acolo sunt chestii politici, că vor să o dăie jos. Cine vreți să mai dăie jos în Germania? Oamenii au o problemă, numai că față de moldoveni, acolo nu e o problemă. Și am văzut, o deșertat băligar pe autostradă, autoban, o umplut autobanul cu băligar. La noi Stefan Cus a dus cu un sac de băligar și o zic că nu-l deșert în fața la președinței, să-l pun așa în semn de protest și îl iau înapoi și mătură încă din urma mea. Nu, au venit 30 de polițiști să-i dăie în cap lui Stefan Co, că deși eu ieșit cu sacul de băligar. Noi suntem mai ceva ca papa de la Roma decât europenii. Europenii, Merkel trebuie să-și le spun la nemți. Învățați de la moldoveni cum trebuie de protestat. Sunteți niște varvari nemților. Scholz, Merkel la pensie. Nu, Scholz, la, tot Merkel conduce acolo. Dar domniile voastre n-ați avut dosar administrativ sau contravențional pentru protestul de anul trecut? Ambii. Nu.
Eu am la mine de care vrei. Dar iată, eu pot să vă spun altceva. După și Nelu a vorbit și Nelu nu a spus că vin să dau jos guvernul. Nelu, un fermier de la Negureni, care a spus, băi, nu am ce faci cu morcovul. Și evident că s-a uitat foarte multă lume. Și credeți, ia să spun Nelu și eu pot să a doua, a treia zi. Ca să fie clar pentru societate, eu cred că deja era unica, cred că și ultima cale de a vorbi ca să ne audă mai mulți oameni prin intermediul domnului Vasile, că timp de o oră erau 36.000 de vizualizări. În urma videoului în cauz, sunete au fost multe, comentarii de care vreți, incompetent, nu știu să produci, nu știu să faci business, fel de fel de prostologie, pentru care tot oamenii și ea vin, tot oamenii și ea, noi vin, vrem să vă ajutăm pe noi, cât vin zmorcovul, cu 3 lei, hai dă-i cu 2 oleac. Ai oricum negociezi, dar... Da, să negociați, da, adică toți oameni, dar în fine. Cel mai interesant lucru era așa, că primeam sunete, anonimi, că nimeni nu s-a prezentat. Deși te-ai legat cu domnul Costiuc. Domnul Costiuc e omul lui Plahatniuc. Voi împreună, el strânge oameni să-l aduc Plahatniuc înapoi în țară. El strânge oameni. Zic, eu nu știu cine e domnul Costiuc, dacă vă spun sincer, a treia oară l-am văzut la față, în afară de prosteste și pe mediu online, zic că a treia oară l-am văzut vizual, care am putut să-l ating să dau o mână, zic. Alt sunet, e omul Moscovii. E omul Moscovii. Voi și guvernare. Voi și de la morcov, de la o problemă, care eu am strict o problemă, mi-i îmbuhnește capul, vine executor, vine banca, vine... Oameni la lucru care sara trebuie să le plătești, uite, ai de ajuns sau n-ai de ajuns. Diferite probleme, aici s-a început roata invers. Așa, și spuneați despre control. Și după, cred că după 3 zile maxim, da, după 3 zile. Eu tare vreau să cred. Și chiar aș, data viitoare, când am să mă duc la Inspectoratul Fiscal, aș vrea să văd, să-mi dă înscris că, într-adevăr, controlul fiscal, că l-am avut în urma videoului cu domnul Costiuc, a fost planificat mai înainte și nu anume presiunile care au fost în dată după aceea. Ca nu cumva să atingem guvernarea. Asta înseamnă că a venit Inspectoratul Fiscal, dă actele, control. Dar nu că a venit. El a sunat și a spus că mâine vă prezentați toate la control. Chiar că aveți o factură, 200.000, aveți o factură, 300.000, dar și făcut factura asta, dar de ce s-a dus factura cealaltă? Noi am cerut amânare că nu putem acum face controlul ăsta, nu suntem pregătiți mai departe. Nu, că noi astăzi trebuie să ne murim, nu ne interesează. Domnul Costiu, dar ceilalți colegi de dumneavoastră agricultori care au fost un pic mai curajoși, au ieșit și mai ies pe life-uri în mare parte, totul e bine la ei? E bine, dar presiunile pe care le fac, eu sunt sigur că... fermierii în primăvară, mulți dintre cei care au protestat, nu o să mai aibă temei să mai iasă. O să fie executați, o să rămână și fără terenul, și fără pământul, și nu o să mai iasă. Pentru că la noi nu e solidaritate. Aștia au reușit să bage atâta ură între oamenii care cresc pâine și oamenii care mănâncă pâine, că e o chestie de speriat. Dacă cineva nu vrea să înțeleagă ura asta pe care ei o promovează cu atâta insistență prin rețele sociale și prin televiziunile lor, o să întoarcă foarte rapid înapoi la prezidențiale, la parlamentare. O să culeagă exact cum se spune la noi la moldoveni, cine seamănă furtună sau cine seamănă vânt cu lege furtună. Ura pe care o sămănat-o ei și oamenii care stau plângând acasă, pentru că vă spun eu, ca și Nelu nu vrea să deschid toate parantezele, toate executorii care stau pe capul lui și care așteaptă numai să-l zilnic, să-l mănânce. Și omul care se plânge spune, măi, eu am nimerit într-o situație de impas. Și în loc să găsim soluții ca și societate, noi îi dăm în capul lui Nelu și lui Vasile. Și lui Gheorghe că le dă voie să vorbească. Eu am auzit zilele astea interviul dumneavoastră și sper că nu e adevărat. Asta e altă istorie. Nu, asta face parte dintr-o cenzură totală. Nu, asta e altă. Stați-o leam. Eu am arătat problema cu morcovul și îl sună să-i spună că Vasile vrea să aducă rușii. Și are morcovul și are... Ba da, e că asta are tot. Pentru că e unica televiziune, noi putem să vorbim public. Dumneavoastră puteți spune ce vreți, libertate de exprimare, noi ne spunem părerea. Nelu trebuie să recunoască totuși că a găsit clienți pentru marfa pe care o are el. De asta, la întrebarea, dar și folos că vine Costiuc, Nelu vă poate răspunde, deci și folos. Da, dar Vasile Costiuc nu o să vină în fiecare an. Anul viitor ce faceți? Păi la anul viitor planurile sunt în felul următor. Noi merge vorba, adică anume de ce este sezonal. De cei mai mici producători. Nu ne ducem chiar nici la medie, de cei mai mici producători. Vrem să facem o asociație legală, din punct de vedere juridic, înregistrată la noi în stat, și să căutăm soluțiile doar cu vânzări peste hotarele țării.
Adică ceea ce propunea domnul Bolea, ministrul al agriculturii, este corect. Foarte corect. Domnul Bolea a propus foarte corect, eu îi susțin propunerea dumnealui. Dar domnul Bolea, să nu uite o chestie, că până noi am găsit căile cele de acolo, totuși am ajuns la un impas. Suntem oamenii a statului Republica Moldova. Agricultorii trebuie să aibă grijă, Ministerul Agriculturii, medicii, Ministerul Medicinei, și să vii să hotărească problema. Să nu uite că exact așa în 2019 sau 2020, când au ajuns agricultorii români în fix așa tip de impas, statul român a venit cu o garanție din partea lui și a asigurat absolut toate, a asigurat anume pentru o garanție, au asigurat toate instituțiile și toate băncile unde agricultori avea probleme. Și i-o dat răgaz. Un fond de garantare. Un fond de garantare l-au creat și i-o dat răgaz ca 2-3 la fiecare agricultor în parte. Păi câți ani îți trebuie ca tu să ieși din impasul ăsta? Câți ani îți trebuie să produci ca tu să ieși din impasul ăsta? S-au lucrat cu fiecare om, fiecare agricultor în parte. Asta noi vorbim de business-ul mic și mijlociu. Cu cei mari au avut alte tipuri de ieșiri din situație. Noi vorbim de ăștia mici. Dar la noi ce se întâmplă? Până găsăm noi calea de ieșire psihotare, că noi până când mergeam aici pe loc, cum era. Era un sinecost la produs, aveam un adaus deasupra, ne astupam cheltuielile, dacă mai rămâne o leacă era bine, nu tășem și mergem mai departe. Și tot așa. În felul ăsta noi mergem. Dar acum s-a ajuns la impasul și nu numai la noi se vede lucrul ăsta. A fost România înaintea noastră, după asta suntem noi. Dar statul a intervenit și a salvat agricultorul. Dar la noi ce se întâmplă? Eu știu cazuri concrete. În urma situațiilor create, oamenii stau pe pastile, își ies de minți. Da, de atâta că îți duci executorul, vine banca, îți duci și banca, vine altul care are o datorie mai veche, îți duci și altul, că tu fizic, din volumul de marfă și cu prețul actual care sunt, noi nu putem să acoperim, să astupăm găuri, nu mai vorbim de venit deasupra. Dar cineva face bani milioane. Dar cineva face bani milioane. Adică cum se vede lucrul ăsta cu un simplu agent la o companie de vânzare a pesticidelor și insecticidelor, el vine și înlivrează marfa lui în Toyota Helios de 70.000 de euro. Da. Și asta toate, vă spun toate. Eu nu vreau să le dau nume acum public, dar toate, că nu sunt atât de multe care și ele mai văzute. Și toate cu așa, că ele merg pe stradă și scrie pe dânsele. Fiecare mașină are denumire pe dânsă. Din care bani? Eu am intrat într-o companie, să mă scuzați, eu parcă am intrat în Las Vegas acolo, mramur pe ferestre. Într-un sediu nou la o companie de vânzare de pesticide și fungicide. Se prăbușește fermierul nostru, se prăbușesc și companiile astea care vă și spune întrebarea, din care bani? Din venitul lor. Da, domn Gherasim, dar alții care nu prea vă susțin pe dumneavoastră, spuneți că și voi, fermieri, aveți jeepuri. Da, dar n-ați văzut și ce poveni în el. Am văzut. Care nu e. Păi, domnul Gonță, au fermierii jeepuri. Da, dar iau o muncă asiduă de 30-40 de ani zile în agricultură. La urmă, pe câmpuri nu se merge cu Tesla, dar se merge cu mașină de teren. Eu am înțeles ideea și întrebare. Dați-mi voie să vă explic, vă rog. Vă rog. Eu am vecinul meu, agricultor, crește legume. De 30-40 de ani zile, are 60 de ani acum. Oare după atât o muncă de 24 de ani, după atât o muncă de 24, 25, 26 de ani sunt alții, chiar e problemă, e interzis undeva ca să cumpere un jeep, chiar de cealaltă, de 100.000 de euro, de exemplu, să fie. Și îți bani cu să moară capra vecinul. Îl spunem la publicitate, trebuie să luăm câteva clipe, vă rog, după care revenim publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnii mei, eu de mai multe ori fac referire la acea emisiune. Aici, odată, cândva de mult ușor, jumătate de an în urmă, a fost
cred că ultima dată, domnul Bolea, ministru al agriculturii, și tare mulți oameni îl lăudau post factum. Spune că omul are idei foarte bune, foarte deștepte, foarte progresive. Păi, îți cultivați ceea ce aduce bani. Da? Domnul Gerasim, de ce nu cultivați ceea ce aduce bani? Venit clar, stabil, eu cred că câinii ar fi. Dacă ar legaliza-o la noi în țară, pentru cei tehnică am introdus și de azi care interzis și eu cred că am și din toate impasul care este. Ca să dai 24% rata la bancă, cred că nici marihuana. Noi nu în zădar, în zona noastră, ne-am apucat de crescut legume, adică. Pentru a crește legumi, pentru a crește grâu sau pentru fiecare alt produs, mai sunt nevoie de careva condiții. Zone climatere, zone adică de amplasare, zone care ne permit să creștem în locul lui. Da? Noi ne-am adaptat cu și ei și ar merge la noi și în față. Mai sunt și alte lucruri. Nu, eu dacă aș vrea, de exemplu, nu știu bun, care e alt produs? Care, eu vă spun alt produs. Iată, domnul ministru tot face trimitere la domnul. Spune că trebuie crescut producție cu valoare adăugată. Nielu o hotărât în cap primul business să aibă... Până la legume. Capre, căpriță de rasă. Azi vă povestesc toată istoria. Cum au vândut lapte la un rețea mare supermarket și cum au adus producții din Ucraina care costa mai ieftin decât producția laptelui. Ambalat, natural, adevărat. Și-o falimentat și acolo îmi spune că ucelajul ăsta a aruncat de 10.000 de euro. Pe timpul ăla costa, cred, vreo 60-70.000 de euro cruțat ucelajul ăsta pentru 2012. Asta era zootehnie. Și de lung... Cât capre? 500. Și de-a lungul anilor, dacă să luăm din 2012 până în 2023, diferența asta de an, piața internă tot așa e și toate. Dacă este posibil undeva, fiind piața liberalizată, dacă este posibil undeva de făcut bani, aducem de psihotare și ala închidem și gata, e simplu. Domnul Gerasim, în cuvinte simple, dar fără înjurături, explicați-mi mie că la un chișinăuian și multor altor chișinăuieni care noi nu avem treabă, iată eu dimineața mă duc la market. Vreau morcov, îmi iau morcov. Vreau ceapă, îmi iau ceapă. Și eu nu mă uit pe ea, scrie, a făcut-o la domnul Gerasim la Nigureni sau a făcut-o cineva în suburbiile Varșoviei, da? Păi văd că costă atât, iau, mă duc acasă, pornesc televizorul, văd Gerasim țipă ceva. De ce țipă? Nu știu, dacă eu am tot ce vreau eu de la magazin respectiv. Și tot așa. Iată, de ce pe noi ar trebui să ne doară capul de problemele voastre ale agricultorilor din toată Republica Moldova? Poate eu să răspund. Nu trebuie să folosești jurături, las să vorbească domnul Gerasim. Nu, îi dau voie după asta să-l completez, că e greu să te abții. Înțelegeți, chișinăuianul și consumatorul simplu, dar trebuie să înțeleagă un lucru. El e adevărat că intră și are o gamă largă de ales, din 7 feluri de morcov, spalați din spalați, trunchiați în jumătăță și tot așa. Problema e că am să le aduc aminte chișinăuienilor anul trecut când a fost criza de ceapă și când ceapa a ajuns să coste 20, 22, 23, 25 de lei. Și toți întrebau și eu, dar și noi ceapă n-avem? Și iată, asta a fost una din consecințele lipsei politicilor adecvate din partea statului, de protejarea pieței, în primul rând. Și asta au spus-o și Maia Sandu într-una din emisiuni, că spunea că, da, securitatea alimentară este un lucru foarte important pe care trebuie să ne-l asumăm, pentru că atunci când s-a început războiul, ne-am trezit cu o mare gaură în coșul de consum, pentru că o parte din produse erau asigurate din Ucraina. Și Ucraina a închis hotar și a spus că noi, care suntem în război, ne asigurăm pe noi și pe urmă pe alții. Și atunci cei de la Chișinău au înțeles că totuși trebuie să ai securitatea alimentară, înseamnă o parte foarte importantă din securitatea națională. Și apa este un element important. Ce își fac băieții ăștia? Distrug fermierul nostru, aduc producții, probabil și mai ieftine pe alocuri, dar tot ei câștigă bani. Și când îi distrug pe ăștia care creșteau legume, fructe și mai creșteau ai noștri și îi lichidează total, făcând dumping, și asta e un mecanism folosit de toate corporațiile, pe urmă când i-au distrus pe toți cei care creșteau, să duc prețurile în sus. Și chișinăuianul astăzi spune că da, eu câștig, iată, de exemplu, pot să cumpăr chiar și mai ieftin morcov sau cartofi. Dar el nu înțelege că atunci când nu o să mai există alternativă cartofilor noștri, când o să le dai morcovul la 30 de lei kilogram și o să-l cumperi, că n-ai să ai alternativă, n-ai să ai de unde lua altul. Ai să vrei morcov, ai să cumperi morcov, n-ai să vrei, spui că păi, noi nu mâncăm morcov și nici cartofi nu mâncăm. Iată, asta e fenomenul care ne așteaptă dacă nu ne trezim. Și cu un singur lucru. Europenii au investit până anii ăștia, 75% din bugetul Europei au mers în agricultură. Securitatea alimentară. Să duc banii pentru agricultură, pentru carne, ouă, lapte, pâine. Noi nu avem, noi am ajuns să importăm totul.
Într-un stat, în 30 de ani, care era autosuficient și care făcea și export de produse agricole, am ajuns într-un stat care facem importuri de producție agroalimentară de 1 miliard de euro pe an. Asta sunt 20 miliarde de lei. Oficial, statistica spune. Asta înseamnă carne, legume. Noi am ajuns să facem import. De asta, nici anul ăsta nu-i târziu, ca societate, dar ar fi bine guvernarea care deja a intrat în febra electorală, să analizeze foarte atent și să discute în primul rând cu oamenii. Eu, de exemplu, în locul primului ministru, nu știu, trebuie să-i cuprins pe ăștia care mai cresc ceva, mai produc ceva, care are zootehnic, care are niște căpri, niște oi, să-i grămădesc, să-i spun, măi, cu ce vă pot ajuta? Cei care cu legume, cu ce vă pot ajuta? Vreți asociație, vă ajut să faceți asociație, vreți să aveți acces în piața noastră, vă ajut, uite, punem taxa aici, facem asta, ca să vă încurajez să mai produceți ceva, pentru că astea sunt taxele și impozitele. Și apoi întrebăm, dar cum a ajuns economia Moldovei să aibă un deficit bugetar de 20 miliarde de lei? Dar de pe ce strângeți bani? De pe importuri numai? Și așa de pe importuri, de pe vamă strâng banii. Dar am văzut că unii din cumătrii lui Spânu, care l-au pus șef la Bava Chișinău, nimeni nu spune, ia ca de fermieri că au jupuri, dar cine nu spune nimic că are două Tesla cumpărate în 2022? Evident că lui nu-i trebuie jupuri prin Chișinău, îi trebuie Tesla. Iată, la capitolul ăsta, nimeni nu reacționează inadecvat, spune, ia uite mă, gară și porcul și idiotul, cum își permite el să cumpere câte două mașini Tesla? Dar pe un fermier, un țăran care e cu unghiile pline cu glot, nu, pe ăsta trebuie să-i dăi în cap, la ăsta trebuie să-i pornească televizoarele, să-i arăți cât el e de periculos. Și dacă, e o întrebare a mea pentru ministru Bolea și pentru toți cei care se duc la magazin și cumpără și spun, cum spune Gheorghe Gonță, spune, dar și mă interesează problemele voastre. Dar dacă o să dispară Nelu, Vasile, care crește ceva, voi o să fiți mai fericiți? Iacă, consumatorii, o să fiți mai fericiți dacă nu o să mai producem nimic în țara asta. Și stăm și așa cu mâna întinsă. Dacă cineva crede că în secolul 21, în anul 2024, cerșetoria la nivel de stat a ajuns virtute, statul, guvernul îmblă prin Europa, prin România, spune dați-mi 100 milioane, dați-mi 50 milioane. Și vin acasă și la noi au ajuns știri. De exemplu, mie în locul primului ministru mi-ar fi rușine să spun că am mai cerșit 50 milioane. Eu sunt cerșetor profesional și am fost și nu mai dat 30 milioane sau 50 milioane ne-o dat. Și ce faci cu dânsele? Unde se duc banii ăștia? Cerșetoria trebuie să fie o rușine, nu un... o virtute și o mândrie, că iau ne-au mai dat 100 de milioane, iau ne-au mai dat 100 de milioane. Și apoi ei spune, da, dar noi avem niște găuri și avem niște datorii de câteva zeci de miliarde, sute de miliarde. Și cine le dă ei, dacă noi nu producem nimic? De asta subiectele trebuie discutate și cătați soluții. Ne-au găsit o soluție. Cu ajutorul meu ne-au găsit cumpărătorul prin alt capăt de lume. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră este clar în video domnul Costiu când a fost la mine în câmp. Eu atunci am spus clar, fără întrebare, am spus, societatea trebuie să ne susțină. Că de altfel, dacă noi dispărem. Noi acum suntem pe noi ne folosește ca un obiect de reglementare a prețurilor. Mm-hmm. Adică simplu. Ne folosește. Rast este de la Gherasim, se poate luat cu 3 lei, că vine banca și îl bate pe schinare și el azi trebuie să dă rata. Să dă 3 lei. L-a terminat Gherasim. Rast importă și al de 6 lei cu toate cheltuielile. Așa că aici este o diferență de bani foarte mare. Dacă noi dispărim ca producători de pe piață, absolut prețul la legume crește de 45 ori. Și ar aveți de suferit voi chișinăuieni. Toți. Că de ce a fost criza de ceapă și iarăși statul nu a intervenit atunci și a ajuns ceapă la 20-25 de lei kilogramul. Pe timp pandemiei, eu atunci personal am aruncat vreo 70 de tone de ceapă la gunoi. Fizic n-am eu unde vin. De restaurante nu lucra. Dar domnul Serghei eu sunt cu 400 de tone oricum. Domnul Serghei 4. Eu am reușit, adică o parte am realizat-o, dar ultimele 50 de tone, cei mai bune care o ținem să o dau la urmă, eu, cei mai mulți bani și i-am aruncat-o. Instituții nu lucrau, toți stăteau în casă, consuma puțin, s-o lua numai din market, acolo era clar cum ajunge și apa și a market, care era așpin și căi, noi agricultorii am aruncat-o. A doilea ani de zile s-o mișurat suprafețele de șapă. Inclusiv s-o pornit și exportul către Ucraina, că s-a început războiul, s-a început a scoate și apa din țară. Nu-i și apă, nu-i. Ea n-ajunge la noastră. Și anul ăștia a aruncat-o la 25 de lei kilogram de șapă. Și oricât se duce atunci în Ucraina, oricât noi dispărem ca producători. Și apă nu e Moldova. Și atunci ce se întâmplă cu prietul de la piață? Cineva sau prietul de marcă. Intermediariu, că s-a dus și a cumpărat ceapă din Uzbekistan și a adus-o cumpărat, și a vândut-o cu 25. A cumpărat ceapă din Uzbekistan cu 5 lei, ori cu 6 lei și o întoarce cu 25. Noi tot, și toată lumea cunoaște. Ea ca niște oameni nu interesează în ce fel de jupuri, în și de unde jupurile. Apropo despre ucrainieni, polonezii tot continuă protestele împotriva
transportatorilor de cereale din Ucraina. Puteți să ne explicați, domnul Costiuc sau domnul Gerasim, care e problema acolo și de ce la noi altfel decât la polonezi, polonezii fiind și mai mari susținători ai ucrainenilor, ăștia dau și armament și bani, dar ce ține de agricultură, ei deja țin doar cu ai lor. Războiul e război, toată lumea e conștientă de pericolele care vin, inclusiv Poloniei, sub lupa Federației Rusă în cazul reușitei din Ucraina. Și ei înțeleg foarte bine. Dar pe de altă parte, fermierii lor sunt conștienți că grâul necontrolat, care teoretic ar trebui să traverseze doar prin Polonia și să meargă în porturile de la Marea Baltică sau să meargă în Europa, rămâne o parte în Polonia, o parte merge în Uniunea Europeană. Eu, din câte știu, Uniunea Europeană aproape la toate capitolele e autosuficientă. La toate capitolele. În afară de porumb. Dar porumb cumpără Spania și, dacă nu greșesc, Franța, o parte mică din porumbul și care vine din Ucraina. În rest, toate țările au și porumb, au și grâul lor. Ei înțeleg că falimentarea unui grup mare de fermieri în Polonia nu o să ajute cu nimic războiul din Ucraina. Și ei încearcă să-și promoveze, slăbeze interesele lor la nivel de guvern. Cei ce guvernul anterior, eu am văzut ministrul agriculturii, care din incapacitatea de a le soluționa problema fermierului și-o dat demisia în semn de solidaritate cu fermierii. Eu mă uit la noi, se întâmplă, domnule Gonța, și cu cât ardoare s-o luptat și s-o dat în cap fermierilor. Eu, de exemplu, am avut cu colegul meu, Sergiu Ștefanco, o conferință în care ne-am documentat. Ne-am uitat la statistica producerii de cereale, că încă nu era statistică, dar era doar hectarele semănate cu grâu, cu porumb și cu floarea soarelui. Și ne-am uitat, știți de unde? De unăzi, la vama Leușeni, când am mers să văd coada de 12 km, și la noi scos 12 km. Am găsit un fermier care cu mașina lui personală pleacă în Grecia să ducă porumbul. Porumbul lui fermier pleacă și îl duce acolo și mi-arată invoice-ul. Da? Domnul Costiuc, eu nu vreau să am probleme pentru că ăștia au să mă gâtui. Te rog frumos. Sincer, am invoice-urile, le-am publicat pe Facebook, în care invoice-ul arată clar. Porumbul îl vinde cu 220 de euro în Grecia și grâul 275 de euro. Pentru cei care urmează să fie atenți la ce îi spun eu. 275 de euro tonă. Și uitați-vă la prețurile de achiziție la grâu și la porumbul la noi și de la floarea soarelui. Un calcul elementar dintre prețul oferit tocmai în Grecia să duce omul să-l ducă și prețul care îl oferă la noi, ca să înțelegeți cât de mult au intermediari. Undeva 2 lei, 2 lei 30 rămâne la intermediar. Grâul, dacă e 2,75, poate să calculeze cât costă grâul și cât costă porumbul. Noi am calculat 5 undeva 5 lei 25. Dar și la noi se dă 2,20, 2,30, 2,60 cât o da pe grâu. Eu vă spun, din calculele elementare care le-am făcut, cât s-o semănat, care e producția medie și cam cât s-o scos din buzunarul fermierilor în anul 2023, noi am ajuns cu Sergiu Ștefanco și dacă vreți putem să discutăm când o să fie statistica gata. În jur de 10,5 miliarde de lei au rămas în buzunarele intermediarilor. Iată aici 10,5, dacă era prețul oferit, nu în Grecia. Ca să înțeleagă moldovenii încă o dată, poate greu îi explic. Dacă tot grâul și porumbul pe care l-au produs moldovenii în anul 2023 se duce cu prețul pe care îl oferă Grecia, dar grecul care îl cumpără, oricum îl vinde mai departe și câștigă bani, că el doar nu face acțiuni de caritate. Abia ca moldovenii, toți fermierii din Republica Moldova, mai aveau în buzunarul lor încă 10 miliarde jumătate. Eu, dacă îmi permiteți, vă desenez pe tablă orice cifră și e simplu de tot. Sunt 400 de mii de hectare de grâu, sunt 600 de mii de porumb și încă vă 350 de mii de hectare de floarea soarelui. Și dacă calculez cât s-au produs, cât s-au vândut și cât e prețul real, cât o dat prețul internațional, și preț este, înseamnă că fermierii noștri în anul 2023 au fost furați de 10 miliarde jumătate de lei. Vă pare puțin? Și în momentul ăsta iese Maia Sandu, iese Igor Grosu și tot speculează 1,39 miliarde. Am dat din gura copiilor. Eu vreau să le spun la cei demagoși care vorbesc astăzi din numele guvernării. Voi nu puteți compensa câți fură de la țăran de muzunar. Tu, ca să compensezi numai și ei furat anul ăsta, guvernul trebuie să dă 10 miliarde. Dar ce guvernul trebuie să dă 10 miliarde? Pentru ce trebuie să dă 10 miliarde? Ca să compenseze pierderile țăranilor. Nu plusul. Pierderile. Abia că de la pierderile astea, încă guvernul trebuie să dă ei niște bănuți ca să compenseze anumite cheltuieli cum se întâmplă în Uniunea Europeană. Ca să înțelegeți cum funcționează sistemul. Am o soluție simplă de tot. Ca fermierul nostru să nu-și ia mașina lui și să ducă în Grecia, să ducă porumb, chiar o scare 500 de tone,
Dar el de acolo, ca să cheltuiele și le micșoreze, o a dus înapoi cu 1600 de euro fract, o a dus portocale din Grecia în București, de la Bacău mai luat o marfă de 600 de euro și o aduc la Chișinău ca să scoată cheltuielile de drum. Și el îmi spune, Vasile, dar chiar să mă duc numai cu porumb încolo și cu golul să vin înapoi, îmi dă prețul la greci, e cu 50% mai mare decât îmi oferă azi în Chișinău sau azi la Rezena, la Șoldănești intermediari. Eu asta vreau ca să înțeleagă moldovenii noștri și așa cei care strigă și comentează, dar și mai vor fermieri. De la fermieri s-au furat din buzunare anul ăsta 10 miliarde. Da, anul trecut cât s-au furat, da, anul țărs cât s-au furat. Eu vă spun, nu trebuie să le dați compensații și le scoateți ochii. Dați-le voie ca portul internațional Giurgiulești să lucreze în interesul fermierilor. Dați-le voie ca oamenii să vândă producția lor cu 5 lei 25 grâu. Și știți cât costă drumul din toată Republica? Între 25 independență de zonă și 35 de bănuți dacă vine de la nord. E ca să ar mai fi cheltuieli, omul și-a luat marfa lui de la Ietine sau de la Răzena și-a dus-o la port. Și la port a descărcat și a dat grâu cu 5 lei. Vă pare neverosimil? Da, asta e realitatea. Portul lucrează pentru un grup foarte restrâns de oameni, nu vreau să-i dau numele, iar oamenii și care lucrează, monopoliștii care o țin tot monopolul, sunt part cu guvernarea. Și Slusar drept spune că el bănuiește cu culioașele cu bani, ajung la ministru, ajung la parlament, ajung la prim-ministru, ajung la Igor Grosu, ajung la cei care conduc Republica Moldova. Dar ca să nu se discută în public, trebuie să-l suni pe Nelu și să-i spună, bă, nu te lega cu Costiuca, e că ai s-a adus și rușii, nu te lega cu Costiuca, e omul Plahotniuc. Portul nu e a meu, băieți, portul nu e a meu. Și vaja nu-i fratele meu și drugul meu și partenerul meu de afaceri. Vaja e partenerul de afaceri al lui Bolea, așa e că vă pare ceva ieșit din comun. Nu, e tot simplu. O băga mâna în buzunar la moldoveni și moldovenii n-au dreptul nici să iasă cu un sac de băligar în stradă. Învățați moldoveni de la germani, de la nemți. Eu în locul lui Nelu zvârlim cu morcov în guvern și în prim-ministru când îl vedem. Să înțeleagă că oamenii sunt supărați și oamenii au dreptul să fie revoltați. Nu că noi moldovenii suntem cu mișuri, Doamne, și în anul nou și mai buni și mai cuminți și mai proști. Sui călare și să meargă pe noi și noi suntem de urechi așa. Nu îndemnați așa ca să o iau eu în cap. Și prima dată. Domn Gherasim, dar dumneavoastră ați fost printre cei care ați fost invitat la președinție sau nu? Nu. Dar prieteni de dumneavoastră sau colegi? V-ați discutat? Ce s-a schimbat de la acea discuție? Pentru că foarte mulți își permiteau să bată în doamna Sandu, că ea nu se implică, nu se implică, nu se implică. Și corect, ea a chemat agricultorii. Pentru dumneavoastră nu se implică. Dar s-a implicat, pentru a invitat agricultorii. Da, asta e implicare? Că doar ai invitat la masă și cu rezultat zero și a ieșit minus zero? Care e schimbarea? Eu sunt producător, eu produc 1000 de tone de legume pe an. E mult, e puțin, e 1000 de tone, nu e 10, nu e 20, e 1000. Absolut, care e schimbarea după toate discuțiile, gălăgia, ieșirea mediu online cu video, șe de morcov pe deal, nu numai la mine. Și asta nu e numai o problemă care numai a mea. Mulți tem de a vorbi la în fața... La curat plin de mulți tem de a vorbi în fața camerilor. Stem de atâta că automat îi se mai implementează probleme pe cap. Automat mai vin în afară de volumul care l-au la moment, acum creat din 2019, 2008, 2019, 2023, încă îți mai faci singură problemă, să începi presiunile automat. Merge vorba de, că îți deschid drept de o paranteză, merge vorba de cozele de camioane de la vămile noastre. De la România mi s-a spus, agricultor care are informații direct din interior. A noștri au capacitatea de a procesa cât pe camioane, 40, 50, până la 200. Până la, a noștri au capacitatea de a procesa însuși români, au până la 200 de camioane pe oră. Nu, pe sutcă. Ori pe sutcă. În 24 de ore. La noștri ce se întâmplă? Românii artificial își protejează țara lor și agricultorii lor. De atâta că ei procesează atâtea camioane, ca să reușească a lor, ieșind din țară, să duc mai departe. Trei pe oră? Cât? Da, trei pe oră. De atac din partea aceea să reușească să duc. Dar la noi ce se întâmplă? La noi se întâmplă doar susținea holdingul și intermediarul care cereale și legume care stau la mijloc. Și automat vor să ne distrugă. Știți ce s-a schimbat el? Ia că în trei ani de zile. S-a schimbat lista de intermediari. Sincer vă spun. În trei ani de zile s-a schimbat lista doar de intermediari. Până este... amul cine era prieten cu prim-ministru și cu ministru și nu știu cine, așa l-a livrat producție la magazine. Amul și altă listă. Și intermediari, tot holdingurile mari care prelucrează teren la noi în țară, care vând insecticide, fundicide, îngrășăminte, tot sunt intermediari care se ocupă cerealele de scoaterea cerealelor din țară de la noi. Interesul lor e doar de a pune mâna pe pământ.
Doamna președinte Maia Sandu și președintele Parlamentului Igor Grosu și prim-ministru ar trebui să întrebe, dar ce face Consiliul de Concurență? Noi avem așa instituții care se numesc Consiliul de Concurență, care ar trebui să lupte cu monopolurile. Pentru că Maia Sandu o a venit la președinție și în guvern și în parlament cu toată brigada asta ei, pe câteva mesaje foarte dure făcute public. Noi vom lupta cu monopolurile, dar nu poți să lupți cu bâtca, că Maia Sandu nu e Batman. Nu poți să pună mâna pe bâtcă și să fugă. Ea are instituții subordonate, chiar dacă noi știm că președinția are, nu are atribuții, dar ea are un parlament întreg care e subordonat personalul lui Maia Sandu. Ce face parlamentul? Deși Consiliul Concurenței nu a făcut un raport să ne spună, Liniela este monopolist pe piața noastră. Consiliul Concurenței nu a făcut un raport în baza căruia noi să putem să ne exprimăm public. Transoil-ul, șofaja, e monopolist. Florisul, care deține 90% din floarea soarelui, e monopolist. Și ce prevede legea pentru cei care dețin monopol? Este lege clară care spune penalități, pedepse, până la faptul că compania trebuie să fie împărțită în 3-4 ca să fie numai mult de 25% de piață. Noi avem câte 90% pe piața moldovenească și nimeni nu zice nică. Pentru că Doamne ferește să zici ceva. Doamne ferește să zici ceva. Eu nu mă tem. Eu pot să mă aștept. Eu sunt sigur că în primăvara asta mă mai așteaptă vreo reținere, vreo dosar penal iară. Pentru că prea tare m-am dezlegat în ultima perioadă. Mi-au spus-o deja ăștia, după ultima intervenție a mea de la vamă cu șeful vamii centru. Ăștia m-au sunat și mi-au spus că noi o să avem grijă de tine. Ăștia sunt brigada cei de teroriști a lui Spânu, care le-am stricat interesele. Eu nici n-am știut. Eu pe urmă am aflat că ăla de la industrială care are apartament, fiți atenți, un șef care are, nu știu, vreo 30 de ani, 30 ceva de ani, din seama lui Spânu, nu știu, dar de cătat, are un apartament declarat, apartament, de 400.000 de euro. Eu nu-mi închipui ce înseamnă. Și în 2022 două Tesla. El e șeful la vamă și vreți să mă convingeți că el lucrează cu 10.000 de lei salariu? Omul care nici pentru benzină, Tesla n-are benzină, el nu e ajunge de benzină 10.000. Și ei, ăștia toți împreună, când le atingi interesele lor financiare, apoi zic, gata, nu, că se închide televiziunea, se închide pe tine cu totul. De asta 2024 va fi un an mai dur în privința cenzurii, de asta ei se pregătesc cu Centru Patriot, pentru dânșii bani nu-s, pentru fermieri bani nu-s, pentru școli optimizat bani nu-s, pentru spitale optimizat bani nu-s, dar pentru Centru Patriot au bani. Eu am auzit acum să creează un fond de presă ca să susțină presa liberă. Dar cine stabilește criteriile la presa liberă? Pentru mine presa liberă care îți văd 5 televiziuni, inclusiv Moldova 1, care n-am avut acces în 2 ani de zile, nici la una dintre dânsele să vorbim despre morcov, nu despre mărimea la papuși, că mie nu mă interesează mărimea și nu m-am plâns în public când am caloș, dar vorbim despre producția care n-are și face fermierul nostru. Nici la una din televiziuni. Și amuia Maia Sandu să mă convingă că ea o să găsească bani ca să le dă ei bani la televiziunile care se numesc liberi, dar și restul cum? Trebuie închis și Patriotul. Cenzură la cei care sunt de-a noștri. Le dăm bani, care nu sunt de-a noștri, cenzură. Ca să nu mai vorbim de morcov, de patlajele, de dureri de cap. Domnul Gherasim, dar dumneavoastră cu cine ați votat la ultimele alegeri prezidențiale și parlamentare? Numai nu pas. Nu pas? E secret. Da, și secret, eu îl spun direct. Numai nu pas. S-a bine cu intuiția. Eu m-am certat cu toți prietenii mei, toți apropiați mei, toți de pitihotare, pe când acum vor ei să-mi pași să vorbească, nici eu deja nu mai vreau. Ei da, cu prieteni, că, că mai ales diaspora... Nu-și dă de o seama ce au făcut pentru noi. Domnul Gherasim, domnul Costiuc, dar ce cu totuși motorina aia românească? Pentru că noi presa în 2022 am dat, am aplaudat, am mulțumit, am spus că frații nu ne lasă niciodată. Ca să aflăm în 2024 că motorina românească promis că ajutor n-a venit? Poate și, dar ministru, și ministru și prim-ministru au făcut declarații publice că i-au venit. Și unde e? Ei atât de tare ne consideră de bâdle că ei au ieșit la televizor știind că ea nu a venit și le spune cum nu a venit? A venit? Ca după o perioadă să iasă tot la televizor și spune apoi da, nu a venit. Noi și ne trebuie, nu știu cât, nu știu de ce buget au nevoie numai să o transporteze. Păi, frate, și un motiv l-am mai găsit când au unii depozitat. Nu, eu știam problema asta. Dar pentru ce o depozitez? Nu vreau să deschid parantezele, că am vorbit cu unul din șefii unei instituții de stat, care are și capacitate și o demonstrat, pentru că lucrează exact cu asta, să asigure statul cu cele necesare. Și spune, măi, s-au adresat, le-am spus, uite care e soluția, noi o facem momentan.
Numai că ei acolo au alte probleme cu împărțătul motorinii și eu am ajuns să le dau dreptate la cei care spun bancuri. Că unul s-a rugat la Dumnezeu din tătă dimineața, spune, dați-mi știg la Superlota 1 milion de euro. Și după o jumătate de an, în fiecare zi rugăminți, seara, dimineața rugăminți, Dumnezeu îi șoptiește dintr-un colț, că e fiul meu, ca să poți câștigi la loterie, cumpără măcar un bilet de loterie. Aici am ajuns, nivelul de cerșetorie la care am ajuns noi, o ajuns că... Ca cel care duce eu la spânzura, dar smuieți posmajii. Dar ne aduceți motorina până acasă, că nu mai venim noi să o luăm. Hai, aduceți-ne. Și noi ați vă spune mie că lui să dă-i, la așa la dă-i. Eu mă tem că ei o să procedeze exact cum au procedat și alt lider mare, care e tata moral și spiritual a celor de la PAS, care au procedat când le-au dat tot românii grâu. Și când te uiți la lista care au fost distribuit grâu, apoi numai că am aflat cu mulți ani după ce termină guvernarea lor. La membrii de partid erau distribuiți așa grâu. Fost dosare penale, numai că s-au terminat cu nimic. De asta, cerșătoria nu-i virtute și să ajungi tu după un an de zile, după și motorin, dar eu sunt sigur că băieții și în România au problemele lor și probabil i-au gestionat și-o dat-o la lor. Și acum poate să nu aibă nici românii. Că așa cum spune mama, dacă ești prost și cineva îți dă ceva, du-te în ziua aceea când ți-o spus să-ți dă, du-te atunci și ea. Că s-ar putea peste jumătate de an sau peste o săptămână să nu mai am. Să-l cheltui eu, că am și eu familie, am copii, am problemele mele. Dacă îți dau azi un butoi de murături, vin la azi să-l dau. Mâine nu o să fie. Dar ce-ați vrut să spuneți dumneavoastră, domnule Costiu, că încă ministru Boler, credeți că urmează vreo demisie la guvern? Sau bun, în cazul chiar al domnului Sadu? În mod normal, la un dezastru pe care îl urmărim în 22, în 23, fără politici clare, fără perspective, fără rezultate, ministrul ăsta trebuie demis. Dacă toți fermierii refuză să se întâlnească cu ministrul Bolea, refuză, spune că noi n-are sens să mai discutăm cu el, că noi am avut sute de discuții și niciun rezultat. Care sens să mai ții un ministru care reprezintă un domeniu anumit în care nimeni nu vrea să discute cu ministrul ăsta? La și bun. Tot trimis pe mine și nimeni nu vrea să întâlnească cu dânsul. Nimeni nu vrea să discute cu dânsul. Lumea se duce și știi cum? Că îi grămădește direcțiile și ei se duc săraci fermieri și stau așa ea. Și așteaptă și le povestește Bolea cum el a să planteze morcov care să vândă. Eu am văzut o chestie. Oamenii care de la Cahul vreau și erau niște planificări. Apropo, le-am discutat tot cu un grup de fermieri ca să avem anumite acțiuni de protest în regiunea de sud. E vorba de portul Giurgiulești, e vorba de portul Oancea. La 3 zile eu grămădit pe toți din Cahul. Și eu tras fermierii de la Cahul, nu mai știu. S-au dus Bolea, s-au dus toți pe capul lor. Eu grămădit în Consiliul Regional și eu așa pe capul lor. Nu, Doamne ferește, să iasă vreunul la protest. Pentru că ăștia se tem. Se tem pentru că dacă se mai întâmplă niște situații excepționale unde o să fie blocat portul, vama, nu știu ce o să mai fie blocat, evident că mai o să ceară demisii. Pentru că e an electoral și cumva îi știrbează din imaginea Mai Sandu. Și oricare ministru de ăsta care creează conflicte cu segmentul lui, îi aduce minus voturi. Și evident că o să-l dăie jos. Și eu sunt sigur că Bolea ar trebui să fie unul din cetățenii care va fi sacrificat. Vedem ce se întâmplă, dar trebuie să luăm câteva clipe de publicitate. După care revenim, publicitatea doamnelor și domnilor.
Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn Gherasim, actuala guvernare este fostă opoziție. Actuala opoziție, oricare ar fi ea, este viitoarea guvernare. Dumneavoastră nu vă temeți că cei care sunt opoziția azi nu o batem pe domn Costiu. Că dar nu avem nicio problemă cu asta. Atunci când va veni la guvernare, va proceda exact așa? Pentru că văd comunicate de presă de la toate partidele din opoziție. Noi vă susținem, noi vă iubim și noi suntem cu voi. Exact ceea ce făceau și actuali. Domnul Gonța, eu răspunsul la întrebarea dată să vin cu o întrebare direct către domnul ministru actual. Care studii juridice le-a făcut dumnealui? Că în 2020, atunci când a citit planul de lucru, că dacă ajunge la guvernare, bun, 2, 3, 4, 5, inclusiv moratoriul cereau atunci de la guvernarea pe atunci. Care studiul juridic l-a făcut că atunci a fost pus, pe jumătate de an, îmi pare că a fost pus moratoriu. Totuși s-a reușit atunci și s-a dat moratoriu să agricultorul, jumătate de an i-a lăsat în pace, cu toate problemele care erau, ca să poate ieși din dificultate. Și acum nu mai este termenii și juridici, exact aceleași moratorii, exact aceleași cerințe, exact aceleași promisiuni, exact aceleași probleme, doar în perioada 2 ani de zile. Agricultorii dar v-au lăsat 2 ani de zile să guvernați, găsiți soluțiile, nu e o lună, nu e două, dar e 2 ani de zile. Deși atunci o mărși, acum nu mai mărși. Noi în minciuni nu mai credem niciodată deja. Și exact aceleași puncte le-au vorbit și doamna președinte și domnul actual ministru agriculturii. În fața președinției sunt videourile, sunt televiziunile care cu glas mare s-auză tot Ștefanul cel Mare. Noi în cine să mai credem atunci? Noi avem doar două soluții, dacă ține de agricultori. Ori lăsăm tot baltă și ieșim din țară și nu știm și ne căutăm de nevoie, că noi cât muncim aici și acolo și neva poate să ne facă monument, cât muncă fizică se depune, sau numai de a fugi de piața internă și de a căuta soluțiile pe hotare la realizare. Și fiecare pe cont propriu? Fiecare pe cont propriu, numai așa. Eu deja merg un proiect pentru micii agricultori de acolo, de a forma o asociație înregistrată juridic, strict pentru a căuta soluțiile realizate a mărfii psihotari. Că un rezultat, eu îmi cer scuze, un rezultat a domnului Costiu, care tot și-a venit cu o parte din lume cu laud, o parte cu criticile și aleași cu numai comentarii de incompetență, nu știu de care, un rezultat al lui a fost că totuși la CEAP noi am găsit o cale de realizare pe hotare, ca numi în urma videoului dumnealui. Da, noi am vorbit și în prima parte. Problema e că domnul Costiuc nu poate fi clonat și numai Costiuc se rezolve. Da, dar și problema unui singur fermier care se rezolvă asta nu e soluție pentru toată republica. Înțelegeți că noi până la momentul dat, nu am avut așa probleme. Mai erau, ele unii mai erau, în șeitușor, poate mâini, poate poi mâini. În rezultatul la discursuri care le-au făcut pasul cu 2 ani de zile în urmă, noi în genere răsflasăm atunci, de 7 ori răsflasăm că gata, au și schimbări în agricultură, au și schimbări în țară, hai să mai investim, hai să nu mai temem de un credit, ca o să ne susții actuala guvernare cu așa discurs, noi nu ne-au făcut să credem, dar ne vedem cei mai buni agricultori din Europa. Și rezultatul care? Bun, dar care sunt previziunile pentru anul ăsta care a început acum? Noi ce să așteptăm? Ținând cont că afară am ajuns cu greu la dumneavoastră în emisiune, e zăpadă, transportul public nu merge, păi e un ciclon care aduce precipitații, am spus-o de mai multe ori, unicul suport și unicul aliat din nădejde este Dumnezeu și natura pentru fermieri. Băieții care se ocupă cu agricultura, spun că umiditatea din sol este foarte bună și s-ar putea să avem un an bun, dar asta încă o dată ajungem la aceeași problemă. Chiar dacă este un an bun și ai o roadă bună, care teoretic ar putea să acopere cheltuielile, datoriile pe care le ai de 2, de 3 ani de zile și încă să mai ieși pe zero sau pe plus într-un an bun, relevant cum a fost 2021, dacă nu greșesc, iar ajungi la prețul intermediarilor care îți oferă un preț de nimic. Și iar ajungi datorii, iar ajungi în dificultate, iar ajungi și am spus-o de multe ori. Banii ăștia care iesă din agricultură sau iesă de la intermediari și se duc în offshore, nu construiesc fabrici, nu mai construiesc depozite. Mulți le scot ochii la fermieri. Da, dar deși tu stai cu marfa pe fățare, pentru că n-ai depozit. Dar de ce n-ai depozit? Că n-am bani, pentru că am numai datorii. Pentru că dacă eu avem un preț bun la materie primă, eu avem niște bani, îmi fășem depozit, fășem o fermă de oi, fășem o fermă de animale, ca să cresc, ca să transform grâul, cerealele să le transform în carne.
ar fi o soluție. Dar când tu nu ai acces, pe piața internă credite nu ia nimic cu 20%. Iată, aici ajungem la ce spunea și Nelu. Domnul Bolea, nu dumneavoastră spuneți că una din problemele fundamentale sunt banii scumpi în agricultură. Domnul Bolea, dumneavoastră a spus că cu 20%, cu 30% nu poți face agricultură performantă. Europenii fac agricultură având acces la bani cu 2%, cu 1%, cu 2,5%. Eu sunt sigur că astăzi mulți din fermieri, dacă am avea linii de creditare cu 2%, cu 3%, dacă am avea o bancă populară a țăranilor, având acces la banii europeni, să ia din băncile europene cu 2% și să-i dea cu 3% la fermierii noștri, eu sunt sigur că mulți din fermieri și-ar face depozite unde să stocheze cereale, și-ar face ferme unde cereale s-ar transforma în carne, pentru că este necesar. Eu și astăzi am vorbit cu cineva care spune, Vasile, uite, a venit un cetățean din lumea arabă și caută berbecuți, caută viței. Dacă sunt ei acum, vin cu bani, cash, piață de desfacere este lumea arabă. Noi trebuie să revedem tot ce avem ca și sector zootehnic, ca și strategii de dezvoltare. Dar fără politici din partea guvernului nu faci nimic. Nu faci nimic, nimic. Noi am vorbit despre camioanele astea care stau cu zilele. Noi avem un cod vamal nou. El nu facilitează cu nimic? Vedeți că paralizarea activității și credeți-mă că suntem în sărbători, între Crăciunul pe stil nou, Crăciunul pe stil vechi, anul nou și tot așa. Eu știu că la început de an, de când a intrat în vigoare codul vamal nou, pe coridoarele vamii fugeau toți în toate părțile și nu știu ce au de făcut, pentru că au introdus un cod vamal pe model european. Practic au făcut copy-paste, dar foarte multe din reglementările pe care le au codul nou urma să fie tălmăcit, explicat, făcute ordine interne în care să fie aplicat și tot așa. Eu încă o să vedem reacția din mediul de afaceri. Eu sunt sigur că o să apară și oameni de afaceri care se confruntă cu problemele astea. Pe mine cel mai tare mă interesează ce își ține de dimensiunea transnistreană. Dacă ați fost atenți în băieții ăștia șmecheri, au apărut știri acum în spațiu public și pentru acestea sunt probleme de abordare politică. Și toate sunt legate între dânsele. Codul vamal pe care l-au introdus, europenii au apărut niște întrebări. Cum introduceți codul vamal nou care este cerut de europeni dacă voi aveți o regiune secesionistă nerecunoscută și acolo mărfurile sunt netaxate, neimpozitate și nu se plătesc taxă? Atunci ai noștri zic că nu, ia să vedeți că noi o să introducem o taxă, așa se numește taxa pe... taxă pentru proceduri vamale, așa se numește, între 0,1 și 0,4 din valoare, dar nu mai mult de 2000 de euro. Asta încă era în vară discuția. Și noi când am auzit că ei îi amăjesc pe europeni că o să introducem odată cu codul vamal nou, care va intra în vigoare pe 0,1 2024, taxă pentru regimul din Transnistria, știind că ele vor fi anulate din nou cod vamal, și i-am înjit pe europeni. Și noi am informat democrația acasă, am mers și am informat toate ambasadele, inclusiv delegația Uniunii Europene. A fost un mare scandal pe intern, vă spun din prima sursă. Băieții ăștia, ca să aplaneze câtuși de puțin problema, o introdus de pe data de 12-14 august, o introdus anticipat aceste taxe vamale, ca măcar niște bănuți să-i aducă la... și să-i convingă pe europeni că ei au un plan de apropiere a malurilor, cum spun ei. Acum întrebarea-i, ce s-a întâmplat și de ce a ieșit Krasnoselski să jelui public că ia vedeți taxele astea vamale care s-a introdusă? Dar eu cred că-s din greșeală introdusă. Au făcut copy-paste. Îi sufocă economia Transnistriei. Dar aici este o problemă, domnul Gonța. În afară de problema pe care o creează Transnistria, Republica Moldova, acum Transnistria va deveni o problemă și pentru întreaga comunitate europeană. Și vă spun de ce. Taxele neachitate din Transnistria au apărut acum, că nu știu ce se întâmplă. Dar problema fiind de când separatiștii au început a exporta marfă în UE. E 70% din tot ce produce Transnistria se duce în UE. Și de asta producția utilizează max marfă extracomunitară. Ca să înțeleg oamenii, ei în Transnistria aduc materie primă din altă parte, neimpozitată, netaxată. Guvernul de la Chișinău le dă certificat de origine și ei exportă în Uniunea Europeană, fără taxă. Și încă își primesc de acolo, pentru că certificatele care le eliberează vama noastră, îi eliberează de taxă în Comunitatea Europeană și încă își primesc înapoi anumite privilegii. De asta, acum, Transnistria a devenit o gaură neagră, nu doar pentru Republica Moldova, dar cam oficial, legal, pentru Europa. Am un băieț șmecher, eu cunosc niște detalii pe care dacă am avea încredere în serviciul de informații securitate, am putea comunica cu ei.
La noi, în Republica Moldova, se aduc piese pentru sectorul militar din Federația Rusă. Și răspund pentru ce îi spun, să fac acte de origine la noi și să exportă mai departe în comunitatea europeană. Sunt companii, sunt tot. Noi putem să vă dăm și cifre, detalii, companii care se ocupă. Dar problema cu Transnistria, uitați-vă șmecheria. Eu am văzut reacția mai multor lideri politici care au salutat, care au apreciat politica pașilor mici, că introducerea taxelor. Dacă guvernul de la Chișinău a anulat hotărârea de guvern 1001 și tot accizele pe benzină, motorină și aici alimentăm noi armata rusă, erau introduse acciză și taxă pentru Transnistria, aveți aplaud cu două mâini. Dar și aici au făcut ei cu taxa asta, care doar la anumite produse și constituie, nu știu, eu aș întreba guvernul care a făcut modificările astea, cam care e prețul pe care o să-l plătească companiile din Transnistria pentru introducerea acestei taxe. Dar eu vă spun, vedeți, transnistrienii fac gălăgii pe noi, ni persecută, ni intimidează, ni gâtul economic. Și pe partea asta, pe 29 decembrie, Chișinău, ca să aplaneze cumva, așa spun ei, problema cu Transnistria, le dă autorizații de mediu iarăși pe 10 luni. Fără... Și de data asta, fiți atenți, nu comisia situații excepționale prin derogare de la lege, făcând abstracție de Constituție, de mediu și de nu. Agenția Mediului de data asta. Eu sunt sigur că pentru acest certificat, Agenția Mediului, peste un an, peste doi, peste trei, cei care au semnat la agenții vor trebui să poarte răspundere penală, pentru că ce au făcut ei este ilegal. Dar asta este jocul și trocul dintre Chișinău și Tiraspol. Astea sunt jocuri politice. Pe de o parte le-am introdus niște taxe care aproape nu le plătesc nici la o serie de produse, dar pe altă parte le dăm pentru uzina metalurgică, le dăm autorizație de mediu ca ei să funcționeze și să dăie bani în bugetul transnistrean, pe partea cealaltă cumpărăm energie electrică. Și noi susținem în continuare regimul separatist. Am înțeles că a venit un grup întreg de ucraineni la Chișinău, care sunt îngrijorați de suportul pe care îl oferă Chișinău Transnistriei, pentru că Transnistria este totuși o platformă în spatele Ucrainei. Și aceștia de la Chișinău, care au venit experți, eu m-am întâlnit cu o parte din ei, le-am spus punctul meu de vedere și ei au înțeles că guvernarea, pe lângă declarațiile de integrare europeană, în spate susține și încurajează regimul separatist pe toate căile posibile. Băieții fac bani, domnul Gonța, băieții șmecheri fac bani, și e vorba. Și am înțeles acum că pe coridoarele de la Ministerul Finanțelor, pe data de 2 ianuarie, se dădeau mari bătălii cu strigăte, cu voci ridicate, prin care se cereau anularea acestei taxe. Asta a spus-o și domnul Slusar. Eu știam din sursele mele. Domnul ministru a rezistat. Bravo lui și felicitări pentru curaj, dar băieții, cum să nu aibă cine să facă lobby, dacă vă spun acum, numai nu vă spun numele ca să nu... Astăzi în sistem sunt oameni care fac campanii pentru Krasnoselski. Soțul purtătoarei de cuvânt de la vamă e omul din credere a lui Krasnoselski care a făcut campanii în Transnistria. Ca să înțelegeți la ce nivel se lucrează. Soția e purtătoare de cuvânt, are acces la secret de stat. Ce faci SIS-ul? Dacă noi cunoaștem cifrele, datele, noi spunem public lucrul ăsta. SIS-ul nostru, ce se ocupă? Doar toată lumea înțelege că așa din anturajul lui Krasnoselski, care au făcut campanie lui Krasnoselski, sunt în serviciul FSB-ului. Și soția vine purtătoare de cuvânt și responsabilă de comunicarea strategică a VAMI. Nu, dar pe partea cealaltă pe noi ne prostesc. Și acum am înțeles ultima noutate pe care vă spun cu titlul de știri. Băieții au introdus o taxă pentru metal, pentru că bătălia se dă pe uzina metalurgică și pe metal. Până acum era amendamentul lui Alaiba și așa va rămâne, pentru că i-a permis să fac câteva sute de milioane și să îmbogățească câțiva băieți din guvernare. Ei au anulat, la insistența Uniunii Europene, au anulat și au băgat o taxă unică la cumpărătorul final de 7%. Era discuția de 5% și acum de 7%. Ăștia vor să o anuleze, pentru că BPM-ul care a spălat bani nu mai poate să o facă și este obligat să plătească. Și acum pe coridoarele puterii se dau bătălii între dânșii ca să anuleze și această prevedere care e în lege. Ca să înțelegeți ce bătălii se dau pentru banii negri din Transnistria la nivel de guvernare. Și pe fundalul ăsta, eu mă uit că ăștia fac centru patriot de cenzură. Nu știu dacă o să mă cenzurați pe mine și voi, lumea nu vede că voi faceți bani. Problemele care le abordați dumneavoastră, domnule Costuc, sunt grave, dar un pic să revenim la agricultură. Domnul Gherasim, iată, eu am primit un mesaj la cineva care parcă ar pricepe. Și el vă întreabă, iată, sau nu știu, poate nu vă acuză, iată, eu caut ceapă ca nebunul, zice omul, el e om de afaceri.
Da. Morcov, varză la export. Și dau cu capul în. Nu dau factură, n-au certificate, nu semnează contracte, nu ambalează, spre exemplu, un saș de 10 kg, preferă de 30 de kg, și nu sortează marfa pe criterii de calitate. Este și așa problemă. Este așa, așa problemă, în mare parte. Da, și vă spun de ce e așa problemă. E așa problemă că, eu doar m-am spus, între producător și magazin, trebuie să mai fie un mecanism în mijloc. De distribuitorul. Respectiv, acel om care caută marfă ca nebunul, aici mecanism trebuie să aibă el acea investiții. Mm-hmm. Depozit, sortare, ambalare și expediere mai departe. Da, noi suntem producători. Noi abia ne mișcăm în producere. Noi dacă mai vrăm capul într-o sumedenie de credit pentru a mai face următoarea etapă, ne trebuie trei vieți să ieșim în capăt. Mm-hmm. Dar pe intermediarii care lucrează, nu e interesant dezvoltarea unei structuri de logistică? Noi trebuie să avem hub-uri de logistică. De exemplu, la Telenești trebuie să fie un hub întreg unde să duci producția și să vinde. Acolo se depozitează, se spală, se ambalează, se face pe criterii de standardizare care se meargă inclusiv pentru producția, pentru piața noastră locală și externă. Dar pentru asta trebuie să existe oameni care au certitudinea că business-ul lor poate funcționa și după schimbarea guvernării. Dă-mi voie, te rog. Și acel om care caută ceapă și producții ca nebunul, e doar un simplu intermediar, care eu e de la mine cu 4 lei și o vinde cu 6 lei, el până în seară a făcut 50.000 de lei fără gram de investiții, doar s-a dus și s-a făcut documente la vamă în voie să cheltuie 20 litri de motorină, și că așa se întâmplă noi în țară, toți. Greu cu problemele astea voastre. De asta revenim la valori europene. Eu am uitat să vă întreb dumneavoastră, domnul Costiuc. Înainte de anul nou, noi cu toți am aflat că noi la toamna asta avem nu doar alegeri prezidențiale, dar avem și un referendum unde vom fi întrebați dacă vrem sau nu vrem să fim parte a familiei europene. Concomitent în aceeași zi. Când s-a venit doamna președinte cu această idee, toată lumea zâmbit, spunea că, băi, dar legea nu permite. Și a doua zi legea a fost modificată. Unul, ce credeți? Și doi, ce a decis formațiunea pe care aveți onoarea să o conduceți? Să facă în ziua acelui referendum prezidențial, nici nu știu cum să spun. Încă despre decizii, noi ne vom convoca la sfârșit de ianuarie într-un consiliu cu toți consilierii primari pe care îi avem și vom discuta inclusiv despre alegerile prezidențiale și referendum. Dar astăzi vă spun un punct de vedere foarte subiectiv. Dacă legea la noi nu permite, guvernarea schimbă legea. Asta deja nu e prima dată. Eu am modificat codul electoral atâtea ori și așa cum le-a trebuit lor. Eu am văzut, după hotărârea Curții Constituționale, momentan s-au grămădit și au adunat și s-au schimbat iarăși codul electoral și tot așa. În situația în care partidul de guvernare și-a făcut concluziile după alegeri locale, au calculat cifrele reale, pentru că una și spune la televizor pentru a ne adorni, dar alta e discuțiile lor interne. Din 11 municipii le-au pierdut pe toate, au luat la număr de alegători nici în jumătate din cei și-au luat la parlamentare și ei înțeleg că acest trend este în descreștere și lor le trebuia o găsălniță ca să poată mobiliza, organiza societatea la prezidențiale să scoată și să o voteze pe Maia Sandu președinte. Și-o găsit referendum. Și ne încurcă acolo niște legi, cod electoral, schimbat, modificat, în aceeași zi o să fie și referendum, o să fie și alegeri prezidențiale. Și acum pasul își joacă ultima carte, pentru că alegerile prezidențiale, de ele depind alegerile parlamentare și următoarea majoritate parlamentară. Și ei aruncă tot, fără să consulte cu nimeni de pe dreapta, ei încă o dată demonstrează că ei nu țin cont absolut de nimeni, pe ei nu interesează poziția și părerea nimănui, nici mediului academic, nici policienilor, nici opoziției, pe ei nu interesează absolut nimic. Ei au modificat, ne-au pus în fața faptului, așa va fi, la toamnă, vreți, nu vreți. Și acum pe mine, eu de exemplu, care nu o să țin pe Maia Sandu, dar sunt în situație și propaganda va spune așa. Cine este pentru integrare europeană, este pentru Maia Sandu. Care nu este pentru Maia, nu este nici pentru integrare. Și e și fals. Și am văzut băieții din New York care au transmis un semnal de pe una din clădirile super înalte și au spus, în UE fără Maia Sandu. Băieții deja sunt cei care au susținut-o pe Maia Sandu. Dar eu ca și lider politic, i-aș spune, nici nu știu dacă Maia Sandu stabilește referendum, ea a dat directive sau a dat indicații. Și vedeți, când îi convine Maia Sandu, dă indicații la Parlament. Așa e, Parlamentul decide. Parlamentul decide.
Dar când ea nu are interes, spune, eu nu am atribuții, nu știu, Parlamentul, Guvernul, întrebați pe alții, eu nu știu. Așei 30% care vor și sunt pentru integrare europeană, dar prin reunire cu România și vor să spun punctul de vedere, ca și mine, ca eu, de exemplu, vreau să merg la referendum, dar nu merg ca oaia să pun ștampilă pe integrare europeană, pentru că noi am votat în 2020-2021 pentru integrare europeană și am ales un lider care să promoveze acest deziderat. Dar eu vreau ca de data asta, prin referendum, dacă totuși mă întreabă pe mine, dacă vreau în Europa, eu vreau să-i spun că vreau în Europa, dar calea pe care o văd eu și vă 30% din societate este că unirea cu România sau integrare cu Uniunea Europeană prin reîntregirea națională cu România. Poate fi pus așa un punct. Dacă Maia Sandu ar vrea cu adevărat să mobilizeze unioniștii, să le ofere posibilitatea liderilor care reprezintă curentul unionist, să-și mobilizeze electoratul, spunând, da, noi suntem pentru Europa. Cu ambele mâini. Dar prin unire cu România este mai rapid, este mai eficient, este mai puțin costisitor și din punct de vedere economic, uman și tot așa. În primul rând, într-al doilea rând, dar de ce nu s-a făcut această, pentru că e o campanie electorală în sine, referendumul, dar ce nu l-a făcut la parlamentare? Pentru că, de fapt, traseul îl stabilește statul parlamentar și parlamentul, nu? Noi suntem stat parlamentar, nu prezidențial. Noi nu îi dăm împuternicirii lui Maia Sandu ca ea să integreze Moldova în UE. Nu este, Maia n-are așa împuterniciri. Mai reprezintă părerea și voința populației, dar Parlamentul este suveranul și reprezentantul suveranității populare. Deși nu s-a făcut referendumul la alegerile parlamentare și fiecare partid care optează pentru integrare europeană să-și poată să-și facă o campanie pentru el, nu pentru Maia Sandu. Doi, trei, dar de ce când nu s-a terminat practic, de exemplu, avem 5-10 ani de integrare. Și credeți-mă că așa o să fie pentru cetățeni. Și după 10 ani de tot parcurs european și integrare europeană, vine momentul când trebuie să ajungi în partea Europei. Deci atunci nu se face și referendum. Dar dacă îl faci astăzi, peste 10 ani, cine garantează că energiile și inerțiile sociale vor fi tot așa? Și înseamnă că peste 10 ani mai facem un referendum să întrebăm pe oameni. Dar tot vreți în Europa? Sau nu mai vreți în Europa? De asta, propunerea noastră concretă, iată astăzi, beneficiind că suntem în public la dumneavoastră în emisiune, dacă vor ca noi să participăm activ la acest referendum, să introducă o a treia întrebare, cred că va fi, vreți în Uniunea Europeană sau nu, că mai mult nu vreți să întrebi. A doua întrebare să fie, vrem în UE, dar prin România. Și eu merg să votez așa. Și lasă să vedem cât suntem care gândim așa. Da, dumneavoastră, domnul Gherasim, ce veți face la acela referendum? Sau nu aveți să aveți timp și veți sta pe câmpul și veți munci? Bună întrebare. Nu, pentru că eu că un pic mă îndoiesc că agricultorii se întâlnesc acum seara, da, sau la de sărbători și stau la masă. Și facem noi la referendum? Domnul Costiuc, poate știți dumneavoastră, tot la sfârșitul anului trecut s-a întâmplat ceva care nimeni n-a înțeles, unii au încercat să explice, sau nimeni n-a înțeles, majoritatea n-a înțeles. Numirea noului guvernator al Băncii Naționale. În 24 de ore vine o doamnă din România, este dat afară armașul, care 2 ani jumate, 3, bine mersi, a activat și în timpul actuale guvernări, în timpul mandatului doamnei Maia Sandu, brusc e acuzat că din cauza lui miliardul nu revine acasă, e dat afară și vine o doamnă din România care în 24 de ore primește cetățenie. Puține au înțeles. Poate dumneavoastră știți ceva sau dacă nu... Nu că am înțeles, n-am înțeles dacă era vreo logică în toate acțiunile guvernării, puteam să întrebăm, ați înțeles sau nu ați înțeles? Dar când nu se leagă absolut nimic din tot ce fac ei. Și eu am să am câteva întrebări către, de exemplu, către guvernare, către Parlament. În primul rând, audierile comisiei, în comisie au fost audiați de la SIS, de la Procuratură, de la Banca Națională și după asta domnul Radu iese, șeful comisiei, și face o serie de învinuiri aduse lui Armașu, că tocmai să ridic părul în cap. El aduce niște învinuiri penale publică, le spune, că el, din cauza lui, nu s-a recuperat, că el a menținut persoane implicate în furtul miliardului în sistem. Pe mine, lucrul ăsta mă sperie, știți de ce? Pentru că, în primul rând, el, Armașu, după declarațiile unui deputat, șef de comisie, după audieri din Parlament, care facem abstracții că au fost secrete și noi nu credem în nimic și îi spuneți voi că e secret, Armașu trebuie să fie scos cătușile pe mâini. Pentru astfel de învinuiri, furtul miliardului și multe, multe, multe alte lucruri. Nu-i scos cu cătușile pe mâini, nu-i deschis dosar penal, pur și simplu îi scos afară. Unu, doi. Dar ce ați așteptat 2 ani de zile? Domnul Marian, Radu, cum te cheamă acolo și ceilalți.
Dar voi 2 ani de zile n-ați știut, ăsta a fost ministrul finanțelor la Plahotniuc, în guvernul Filip. Voi 2 ani de zile l-ați ținut pe armașul șef la BNM, până atunci a fost tot ok. După 2 ani de zile, când voi ceva v-ați trezit la realitate, ați zis și a spus că, dar pe el e omul Plahotniuc, el din cauza lui, uite și șor, acolo a făcut un amalgam de șor, de Plahotniuc, de bandiți, să spierii societatea, să o pregătească, să aducem alt guvernator. Dar întrebarea mea e pentru ceilalți. Iată, Igor Grosu, care la Parlament de fiecare dată, când îl întreba de șeful de la Andrei și de șeful de la Curtea de Conturi, care toate sunt subordonate Parlamentului, instituții, și îl întreba, dar de ce nu-l dați afară pe Lupu? Și spunea Grosu, înțelegi, noi respectăm legea pentru că el are un contract valabil încă pe 4, pe 5 ani și el și cel de la... Bă, dar Armașul nu avea contract valabil încă? Înseamnă că în raport cu Armașul, eu vorbesc astăzi pentru simpatizanții și pentru cei care sunt votanții PAS-ului și care mă atacă în comentarii. În cazul lui Armașu, care mai avea încă de lucrat la Banca Națională, a fost posibil să-l dai afară fără nicio întrebare. O votat și socialiștii. Da, pe Lupu nu-l dai afară. Da, pe celălalt nu-i dai afară. Ori să mai treacă un an zi și a spune, dar știi ce am depistat la Curtea de Conturi? Doamne, ferește! Dar pe Lupu, el o fura miliardul. Și atunci tot societatea spune, bravo, dă-l afară, dă-l afară. Standardele duble pe care le are guvernarea în raport cu cei pe care au spus că sunt uzurpatorii puterii de stat. N-am spus-o eu, n-am votat-o eu. Au votat-o Maia Sandu cu Dodon în Parlament. Uzurparea puterii de stat. Și toți cei care figurau în funcții cheie, inclusiv șeful de la SIS, care și-a uitat cum îl cheamă, am un ambasador trimis din Maia Sandu cu semnătura, cu iscălitura lui Maia Sandu, este ambasador în Azerbaijan. Cei care nu știu cum funcționează, vă rog să vă abțineți. Cu semnătura Maia Sandu, fără semnătură, fără decret semnat de Maia Sandu, șeful SIS-ului numit de Dodon nu putea să ajungă ambasador. Iată, toți oamenii ăștia care au uzurpat puterea în stat, astăzi sunt aliații și suporterii și beneficiarii guvernării PAS. Acum și ține de nou guvernator. În 24 de ore, dar pe cine miră? Mișa Ghimpu nu tot și-a numit un consilier și în 24 de ore i-o dat și cetățenie. Și ce așteptări avem noi de la nou guvernator? Dar ce n-ați adus procuror european? Dar ce n-ați adus alt? Voi după 2 ani de zile n-aveți un procuror general. Voi după 2 ani de zile n-aveți procurori de structuri subordonate. La PC Cox până și astăzi conduc toate cei care au fost primul Plahotniuc. Și voi ne povestiți când vor și când au nevoie. Pe procurorul general Stoianov l-o scos Cătuș, l-o scos când le-o trebuit. Pe Armaș când le-o trebuit l-o scos. Dar pe restul, de ce nu-i scoați? Standardele astea duble o să-i coste mult pe cei care conduc astăzi Republica Moldova. Până se întâmplă asta, eu vă mulțumesc, domnule, tare frumos pentru faptul că ați fost. Mulțumim pentru invitație, domnule. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici, în studio. Domnilor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.